Încheiem discuția despre războaiele personale ale autorilor cu Filip Ocheala. Da, în scurt, s-a terminat război pentru mine, acum e perioada de pace. Perioada de război a fost când, cei 10 ani când am scris fără nicio siguranță de a fi publicat și am trebuit să învăț singur. Asta a fost mai greu. Acum îmi place loc de muncă pe care am. Nu trebuie să mă trezesc de vreme dacă nu vreau, dacă bau în birou sau dorm, nu sunt dat afară și e relativ plăcut. Nu e dureros a fi scriitor. Dacă ți se pare așa, mai bine să te angajezi undeva. Există opțiune. Și vreau să mulțumesc cei care au organizat acest eveniment experimental. Și este un experiment. Bogdan, Oana, Vasile și cei care au sprijinit de la ambasada Irlandiei. Da, un experiment și sper că va fi o ediție a doua.